Trebuie să știți că mă simt legată de dilema. Am făcut parte dintre cei care în 1992 pregăteau nașterea acestei reviste. Urma să lucrez la dilema, urma să fiu dintre redactorii revistei. Încă nu avea nume această revistă, pentru eu, între ghilimele, lucram la ea. După care m-am mutat în același an la România Literară și am renunțat să fiu redactor la revista care Radu Cosașu i-a dat numele de Dilema și care acum se numește Dilema Veche. Dar asta m-a făcut să fiu legată de această revistă, de parcă aș fi fost totuși parte din ea și din redacția ei. În plus, cei mai mulți dintre redactorii revistei îmi sunt prieteni. Dintre toate rubricile revistei, cea pe care am citit-o absolut întotdeauna cap-coadă este Cu ochii între 3 și 14. În paranteză fie zis, Pi era un pseudonim de-al meu în liceu, pentru că Pârculescu Ioana e pe I. Și așa că cu atât mai mult cifra asta mă leagă și ea de revistă. Când lucram la România Literară, lăudam periodic rubrica Cu ochii între 3 și 14 și am adus aici un mic citat publicat de mine în România Literară, nici nu mai știu în ce an, care se potrivește și cărții. Rubrica merită semnalată și savurată pe îndelete, căci a ajuns la un adevărat rafinament de explorare a lumii, mai mult decât bizare, în care trăim. Colecția de fapte diverse adunate aici de toți redactorii Dilemei se transformă tot mai mult într-o oglindă a vieții din România noastră, cea de toate zilele. Este într-adevăr o oglindire, iar acum prin această retrospectivă, o oglindire a acestor ani de tranziție din 93, nu, când a început Dilema, și până astăzi. E adevărat că Ana Maria Sandu ne atrage atenția că rubrica a început doar din 98. Ceea ce mă surprinde și pe mine, exact ca pe ea, eram absolut convinsă că este o rubrică de la începutul revistei. Nu. Exact. Noi l-am citit din 93. Probabil că erau diseminate aici colo. Tot ca ea, pot să spun că recunosc vocea distinctă a fiecăruia dintre voi. N-am să-i pomenesc pe toți, dar câțiva țin să menționez. Radu Cosașu, într-adevăr, care avea ca tematică filme, Stan și Fran, fotbal, sport în general și întotdeauna le-a abordat dintr-un unghi foarte special. Prietenul nostru regretat, Alex Leo Șerban, pot să spun că acoperea absolut totul, era ca un ariel, ca un personaj proteic, dar distinct față de ceilalți, avea enervările. Îl enervau mitocanii, prostia, incultura, da. De Dan Stanciu, ce să spun, cred că are vocea cea mai distinctă dintre toate vocile de la Cu ochii între 3 și 14, pentru că el urmărește viața cuvintelor.